Bun găsit tuturor! Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică-ginecologie. Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Vă invit cu ocazia asta să intrați și pe celelalte platforme, pe TikTok, pe Facebook, Instagram, chiar și pe ioniwellness.ro, unde aveți o mulțime de articole care vin în completarea contentului pe care îl găsiți pe acest canal. Am terminat data trecută subiectele legate de contracepție și le-am luat pe fiecare în parte, le-am detaliat și acum, dacă tot suntem în marele sezon 2 al capitolelor legate de partea de ginecologie, mă gândeam să urmărim așa o femeie de la copilărie, să zic așa, până dincolo de menopauză, da? Și să vedem prin ce anume poate trece ea pe parcursul vieții, ca și complicații sau, eu știu, patologii ginecologice. Și ca să începem totul cu începutul, că nu o să vorbim neapărat despre partea de pediatrie, că acolo e destul de simplu, da? Deci copilașii până la pubertate nu au niciun fel de manifestări care să țină de ginecologie. Foarte rar sunt consultații în ginecologia pediatrică sau pediatria ginecologică, nici măcar nu există o specialitate de genul ăsta și consultațiile se fac fie la pediatrie, fie la ginecologie, în funcție de context. Practic, până la pubertate, copilașii nu au neapărat probleme ginecologice. Mai sunt fetițe, într-adevăr, care mai au vaginite și așa. Și vedeți că este un articol chiar pe ioniwellness.ro despre problemele ginecologice la fetițele minore. Mă refer chiar până în pubertate, dacă cu ce anume se poate le confrunta. Și mă refer aici mai frecvent la infecții sau inflamații ale zonei vulvare, la fetițe care sunt încă inactive hormonal sau sexual. Bine, și acum, ca să ne apucăm de treabă așa și să începem un alt mare capitol, mă gândeam să debutăm discuția cu o chestiune legată de pubertate. Pentru că, practic, aici apare schimbarea, da? Vorbim despre un copilaș, o fetiță, de obicei, că despre băieții poate ar fi bine să vorbim separat. Fetițele, da? La un moment dat, ca să facă tranziția între copilărie și adolescență, trec printr-o perioadă care se numește pubertate. Ce reprezintă această pubertate și care sunt semnele normale și anormale ale pubertății, când ne dăm seama că trebuie să mergem la medic în cadrul pubertății, da? Și care ar fi principalele mecanisme care iau parte la transformarea fetiței în femeie. Ca să începem cu începutul, voiam să vă povestesc așa niște noțiuni întâi foarte mari, și anume această pubertate, când este normal să apară. Ei bine, în ultimii ani apare din ce în ce mai devreme. Standardul era la 12-13 ani ca și debut al pubertății, da? Dar în ultimii ani pubertatea începe puțin mai devreme. În ce încadrăm noi pubertatea? Pentru că foarte multă lume când vorbește despre pubertate se referă mai mult la manifestările emoționale ale copiilor în pubertate sau se referă la coșuri și tot felul de chestiuni de genul acesta. Ei bine, pubertatea, practic la fetițe sau la fetițele în devenire spre femei, da? Se manifestă prin niște mecanisme prin care corpul devine deodată activ de punct de vedere hormonal. Până la pubertate, hormonii nu au un rost decât în partea de funcționare normală a organismului. Dar acum, odată cu pubertatea, se activează niște hormoni sau niște mecanisme în interiorul creierului, da? Este o regiune care se numește hipotalamus, care va influența o regiune care se numește glanda pituitară. Este o glandă care secretă niște hormoni. În cazul nostru, FSH și LH, da? Niște hormoni care vor duce ulterior la activarea ovarului ca și funcție, adică ovarul până atunci nu funcționa, da? Deci noi nici până la pubertate și după menopauză nu ne funcționează ovarul, este inactiv, este un organ care nici măcar nu este maturizat complet, da? Deci partea de genital, că este interior, că este exterior, este inactivă și imatură până la pubertate. Odată cu activarea hipotalamusului, a glandei pituitare, care vor duce lăpaia la activarea ovarului, ovarul va începe să producă hormoni ovarieni. Da? În principal, la femei este vorba de estrogen, cel care va declanșa după asta o serie de modificări în corpul fetiței respective. Da? Prin ce anume se manifestă această activare a funcției ovariene? Păi, vom avea mai multe direcții de dezvoltare. Odată va fi o chestiune fizică, adică fetițele în pubertate vom observa că au un salt al înălțimii, adică deodată au o pantă de creștere a înălțimii și a greutății mult mai mare decât au avut-o până acum. Cea asemănătoare cu a bebelușilor foarte mici. Știți că și bebelușii când se nasc cu o greutate mică, iar în primii 2 ani de viață cresc foarte mult, da? Își dublează și își triplează greutatea într-un timp foarte scurt. Așa
așa și fetițele, în perioada pubertății ele cresc foarte mult și să spunem că există chiar o diferență și un decalaj între fetițe și băieței. Da? La fetițe se întâmplă totul cam cu un an, doi mai devreme decât la băieței, dar și se termină mai devreme. Da? La băieței se întâmplă ca pubertatea să se prelungească și cumva continuă să crească după fete. Da? Deci există un oarecare decalaj pe sexe, dar în principiu, practic există o ordine a lucrurilor care au loc. În primul și în primul rând, care sunt cele trei evenimente care, să zicem, țin de partea hormonală la fetițe? Sunt trei chestiuni. Întâi apare adrenarha, apoi telarha și apoi menarha. Ce înseamnă toate astea trei cuvinte, că poate nu le-ați mai auzit? Adrenarha înseamnă dezvoltarea părului specific sexului respectiv, da? Pilozității corporale mă refer, da? Că toată lumea are păr în cap. Dar fetițele și respectiv băieței pe partea lor își vor dezvolta anumite zone cu păr axilar, cu păr pubian. La bărbați, de exemplu, la băieței va apărea la un moment dat păr facial, da? Și practic adrenarha este prima, urmată de telarha. Telarha este perioada în care se dezvoltă glanda mamară. Și băieții au o mică dezvoltare a glandei mamare. Cred că ați observat, la unii băieți în pubertate, există oarecare umflare a zonei care, să spunem, are ulei mamare mai mult, dar deci cumva este cumva activă hormonal și zona asta de glandă mamară și la băieței, dar nu se dezvoltă ca la fetițe, este doar o perioadă intermediară, apoi se retrage de la sine. În schimb, la fetițe, practic, dezvoltarea glandei mamare abia atunci apare, da? Și începe. Practic, asta este primul stadiu de dezvoltare a glandei mamare, acum în pubertate, când sânul se rotunjește, crește, dar sunt mai multe stadii de dezvoltare a sânului, despre care nu o să vorbim neapărat în episodul de astăzi, dar este important ca această dezvoltare a sânilor să fie simetrică cât de cât, da? Deci dacă există asimetrii foarte mari sau durere doar la un singur sân sau ceva de genul acesta care, să zicem, să pună în dificultate fetița sau mămica respectivă, este bine să vă adresați la medic. În principiu, întâi apar ceva semne că se dezvoltă pilozitatea care specifică pubertății, apoi ceva modificare la nivelul sânului, da? Începe să se formeze întâi o zona din față, zona areolei, și apoi încet încet se dezvoltă sânul în funcție acum și de partea genetică, da? Deci poate să moștenească fetița pe o mamă, pe o mătușă, pe bunică, sau poate să fie și în funcție de factorii de mediu, factorii alimentari mai ales, factorii hormonali, depinde ce anume mai este în neregulă, poate cu fetița respectivă, de exemplu, fetițele care sunt cu obezitate sau care sunt exagerat de slabe pot avea manifestări diferite și o să discutăm despre asta imediat, da? Deci, după ce are loc dezvoltarea sânului, cam la 2 ani de la dezvoltarea sânului, apare și menarha. Și menarha este, de fapt, prima menstruație, debutul menstruației, da? O să facem un episod separat, și anume episodul viitor, probabil, despre prima menstruație, pentru că sunt multe de discutat aici. O să fac asta doar un scurt rezumat, așa, urmând ca data viitoare să vă explic detaliat toate chestiunile și toate problemele care pot deriva din prima menstruație și cam la ce să ne așteptăm. În principiu, prima menstruație nu este neapărat cu simptomele specifice menstruației, dar sunt fetițe care se trezesc deodată cu o sângerare, fără să aibă simptome înainte sau nu-și dau ele seama. Da? Poate sunt fetițe care au ceva dispoziție modificată sau poate ceva sensibilitate la nivelul sânului, dar nu-și dă seama pentru că n-a mai avut niciodată și nu este greu de identificat. Dar de obicei, sindromul premenstrual nu apare de la primele menstruații. Da? Ne putem aștepta ca primele menstruații să fie neregulate în primii 2 ani, cam cum se întâmplă și când ne apropiem de menopauză, devine din ce în ce mai neregulat până nu mai este deloc. Aici este în sens invers, apare, dar nu este neapărat regulat în prima. Se spune chiar că în primul an sau primii 2 ani de la debutul menstruației s-ar putea să fie chiar și dificil, să zicem, de a rămâne o femeie însărcinată, pentru că nu toate ciclurile sunt în primul rând regulate, dar în al doilea rând nu prea toate sunt cu ovulație, da? Și atunci este puțin mai complicat. O să vă explic data viitoare detalii, dar ca idee. Menstruația odată apărută nu neapărat să vină și a doua lună la aceeași dată. Asta vreau să vă spun, da? Să vă așteptați la diverse modificări, diverse neregularități. Și cea mai importantă chestiune legată de toate lucrurile astea, mai ales legat de prima menstruație, este ca fetițele respective să nu fie luate prin surprindere, da? Adică ele să fie foarte bine informate, să știe la ce să se aștepte, pentru că nu toate fetițele văd cu ușurință să treacă prin aceste momente, da? Mai ales că în ultimii ani am avut menstruație și la fetițe de 8 ani, de 9 ani, și nu este chiar ușor. Gândiți-vă, în clasa 1-a, 2-a, este greu pentru ele să... și este greu și emoțional, și fizic, și psihic, da? Deci gândiți-vă că cel mai bine este să nu vă bazați că lasă că fetița mea are prima menstruație la 14 ani, da? Pentru că pe vremuri multe fetițe aveau cam pe la 13-14 ani prima menstruație. Media din ziua de azi este 11-13, dar există și fetițe sub 11 ani și chiar vă spun că am avut și la 7-8 ani cu menstruație. Deci, ceea ce, bineînțeles, nu este normal, dar este și un șoc pentru copil dacă nu știe la ce să se aștepte. Sigur că
părintele poate observa dacă există ceva semne de pubertate înainte de asta. Deci dacă vedeți că fetița dumneavoastră, de exemplu, începe să dezvolte ceva semne de pubertate, cum v-am spus, ceva modificări la nivelul sânului, poate crește mult mai mult în înălțime și o vedeți mai înaltă decât copiii din clasa ei, da? Sau din generația ei, vă puteți pregăti cumva pentru o pubertate ușor mai înainte decât standardul, dar nu este sănătos, da? Deci o pubertate care apare foarte devreme predispune respectiva fetiță la probleme. De exemplu, fetițele care au prima menstruație mai devreme decât 10-11 ani, cumva vor avea mai mult estrogen pe parcursul vieții, pentru că se va prelungi perioada de fertilitate a vieții. Și atunci, cu cât fetița are menstruație mai devreme și intră la menopauză mai târziu și face mai puțin copii, poate, cu atât îi crește riscul de cancer la sân și cancer ovarian. Noi nu ne dorim la fetițe o perioadă fertilă a vieții mai mare de 50 de ani, să spunem. Deci, este mai mult decât suficient dacă fetița este fertilă de la 12-13 ani până pe la 45, maxim 50 de ani, da? Dacă perioadele astea se extind mult prea mult, că există fetițe cu menstruație la 8 ani și care intră la menopauză la 60 ceva de ani. Aceste fetițe sunt predispuse, da, la aceste cancere despre care v-am zis și nu este neapărat cea mai bună soluție. Sigur, nu avem nici cum să oprim situația asta, deci nu putem să oprim decât să le dăm pilule, ceea ce vă dați seama că nu este în regulă să dăm pilule la un copil atât de mic. Dar în principiu există soluții și sfaturi medicale, de exemplu, să facă mai mulți copii sau să alăpteze cât mai mult pe perioada vieții, astfel încât să-și scadă acest risc. Și o să vă povestesc despre asta mai multe data viitoare, pentru că foarte multe chestiuni sunt legate de prima menstruație. Haideți să revenim la discuția despre pubertate. Ce modificări mai apar în corp odată cu activarea ovarului? Deci, pe lângă faptul că se dezvoltă organele genitale interne, adică uterul, corul uterin, ovarele devin la mărimea lor normală și la funcția lor normală, da? Mai crește libidoul, cresc tot felul de chestiuni legate de partea structurală a corpului. De exemplu, oasele se lungesc, mușchii cresc, da? Așa apare un salt și intelectual, deci foarte mulți copii dezvoltă tot felul de manifestări din astea care țin de partea psihoemoțională. De exemplu, devin curioși, mult mai curioși decât normal sau sunt mult mai conștienți de propriul self, de propriul lor corp. Se raportează diferit la ceilalți oameni, încearcă să-și găsească un stil personal. Puțin, să zicem, nu mai este despre myself, este myself cu ceilalți. Da? Deci este ca un fel de raportare eu la ceilalți și ceilalți la mine și cumva atunci își organizează foarte mult cercuri de prieteni, aleg diverse lucruri, deci trebuie să facă alegeri foarte multe, da, în perioada aia. Așa este în regulă, așa nu este în regulă, unde mă identific eu. Foarte mulți copilași, de exemplu, au probleme de identificare cu propriul self, dar și cu propriul sex. De exemplu, am foarte multe fetițe sau care vin la consultații cu mămicile lor, de exemplu, la vârsta de 13-14 ani, în care vin și spun așa: doamna doctor, eu m-am născut fetiță, mi-a plăcut foarte mult să mă joc cu fetițele, cât am fost mititică, da? Dar acum, pe măsură ce am crescut, eu în interiorul meu nu mă simt fetiță, ci mă simt băiețel. Și nu mă recunosc pentru că simt că arăt ca o fată, dar eu de fapt în interiorul meu sunt ca un băiat. Acum, toate aceste schimbări pot fi fie reale, dar astea sunt destul de rare. Așa, nu zic că nu sunt, dar sunt mai rare decât adresabilitatea reală la cabinet, dar foarte multe sunt influențate de social media, adică au descoperit faptul că există tot felul de variante intermediare între femeia care se naște femeie, bărbatul care se naște bărbat, iau contact cu conceptul de homosexualitate sau transgender sau LGBT, tot ce înseamnă comunitățile astea care sunt undeva non-binary, da? Deci toate variantele și cumva, sigur, cumva ei caută să se încadreze într-o categorie, da? Și atunci unii dintre ei au dubii dacă sunt pe categoria potrivită. Și chestiunea asta poate să fie doar legată de partea de hai să mă interesez mai bine, să avem câteva discuții poate cu un psiholog sau cu cineva care este specialist în partea asta de, nu știu, identitate sexuală, să-i spunem, da? Și atunci copilașii, de obicei, marea majoritate, revin la stilul lor dinainte. Există și foarte mulți copii care cumva sunt gen neutri, să zicem, adică nu neapărat se identifică cu un anume sex sau, eu știu, sunt în căutare, nu și-au descoperit încă o idee de genul ăsta și încă vor să mai exploreze. Sigur, nu ne referăm aici strict la partea de viață sexuală, vorbim la identitatea interioară, da? Adică femeile de obicei în interiorul lor se simt femei, adică asociază viața lor cu viața unei femei. Se încadrează în egregorul ăsta, să spunem, da? Dar sunt și femei care se nasc, să spunem, în corp de bărbat.
Așa, și atunci sunt acești bărbați care nu se simt bine în corpul lor de bărbați și ei se simt mai mult femei în interior și așa mai departe. Deci trebuie să fim open-minded vis-a-vis de entitatea, că sunt mai multe entități. Este și corpul fizic și corpul emoțional și, practic, entitatea asta sexuală nu este tot timpul similară cu cea a corpului, da? Și atunci trebuie puțin văzut. Dar, în tot cazul, marea majoritate, în țările, de exemplu, mai puțin civilizate sau mai puțin open-minded, cum este România, cazurile astea sunt puțin mai rare sau puțin mai rar întâlnite fizic la cabinet. Sunt foarte mulți din acești copii care au tot felul de impedimente și le este rușine să comunice lucrurile astea, dar mai ales dacă părintele este rigid în gândire sau nu este o comunicare foarte bună între părinți și copii. Și de obicei lucrurile astea le comunică unui prieten sau unei rude mai îndepărtate, nu neapărat foarte apropiate, sau se duc din prima la psiholog. Dar problema este că acești copii, când vor să se adreseze unui serviciu medical, de obicei o fac asta împreună cu părintele fiind minor și atunci de obicei este bine ca părintele să știe, nu trebuie să intrați niciun fel de panică, poate fi și o chestiune temporară și ce mai mult mă interesează să rămâneți în episodul acesta cu acest secret al comunicării foarte bune cu copilul dumneavoastră și să îl lăsați să-și exploreze din toate punctele de vedere viața și self-ul, pentru că este cel mai important să fie fericit copilul. Dacă el trăiește într-o chestiune în care nu se simte integrat sau fericit sau acceptat, atunci copiii aceștia capătă anxietate, depresie și devin toată viața după asta afectați de acest context. Și cel mai bine este ca fiecare să trăiască așa cum simte că vrea, că poate și cum este fericit. Da? Sigur, contează foarte mult să discutăm cu ei, să facem consiliere dacă este nevoie, dacă vor ei asta, da? Dar în tot cazul, cel mai mult este important ca acel copil să fie sănătos și fericit. Și apropo de sănătos, cum ne dăm seama dacă perioada pubertății este cumva normală sau a ieșit cumva în afara granițelor de normal? E bine, pubertatea normală înseamnă așa, vedem un copil care în decurs de câțiva ani, toată perioada pubertății durează aproximativ 4 ani. În acești 4 ani se întâmplă toate transformările, și creșterea în înălțime, și în greutate, și partea psihoemoțională, și partea de activare a funcției sexuale, da? Și, practic, la sfârșitul pubertății, copilașul respectiv va fi un adolescent, da? Un adolescent, adică din toate punctele de vedere ar fi un copil aproape, să zicem, în totalitate dezvoltat și fizic și psihic și capabil de reproducere, da? Și este foarte important să vorbiți cu acești copii în pubertate, să înțeleagă că la finalul pubertății vor fi, practic, capabili să facă copii la rândul lor, da? Și să înțeleagă conceptul de viața sexuală, de intimitate, ce înseamnă intim, care sunt limitele, unde este intimitatea mea, unde este intimitatea ta și ce este în regulă, mai ales la fetițe, da? Pentru că despre fetițe mai mult discutăm aici și este în regulă să înțeleagă care este punctul dincolo de care nu mai este în regulă ca cineva să invadeze intimitatea, da? Contează foarte mult să își cunoască atât propria anatomie, da? Cât și funcția reproductivă. Este foarte important să înțeleagă copilul cum se fac copiii, pentru că, de exemplu, vin foarte multe mame la cabinet cu fetițe de 12-13 ani însărcinate, da? Și vin la mine și se plâng că eu le spun că eu nu fac întreruperi de sarcină și el îmi spun așa: doamna doctor, de ce îmi distrugeți viitorul copilului? Da, și eu spun: doamnă, nu v-am distrus eu viitorul, dumneavoastră ca părinte aveți responsabilitatea ca minorul respectiv să fie bine informat și să vă îngrijiți de starea lui psihică, fizică și emoțională, da? Și ele spun că eu i-am spus să se ferească de băieți. Bun, exprimarea asta, i-am spus să se ferească de băieți, că au avut foarte des și mă enervează maxim, este foarte ambiguă și copilul ăla nu înțelege nimic ce înseamnă feritul ăsta de băieți. Înseamnă să pună mâinile la ochi când vine băiatul lângă ea, înseamnă să păstreze o distanță de 5 metri, 20 de metri, cât înseamnă, nu știu ce înseamnă, este așa o chestie foarte ambiguă. N-are cum să înțeleagă copilul ăla ce înseamnă feritul de băieți. Da? Deci, în primul rând, că nu trebuie să se ferească de băieți, că băieții nu-s bau-bau, da? Dar ea, dacă este bine informată, fetița respectivă, și înțelege foarte clar ce înseamnă partea de reproducere, da? Bolile cu transmitere sexuală, metode contraceptive, da? Nu este nicio problemă, trebuie foarte mult să înțelegeți că copiii aceștia, ei se nasc fără noțiuni și dacă au curiozitatea să vadă sau să înțeleagă mai bine noțiunile astea, le vor căuta oricum, mai ales că acum este atât de mult acces pe internet, pe social media, găsesc numai prostii, ca să vă zic drept. Adică foarte mulți din minori sunt consumatori de pornografie, nu știu dacă știți, da? E foarte grav, deci este foarte important ca ei să nu aibă ca și model ce văd în filmele erotice de pe internet și mai bine să înțeleagă ce este normalul, ce înseamnă partea emoțională, ce înseamnă iubirea dusă la nivel fizic sau ce înseamnă un act erotic, ce înseamnă, nu știu, intimitatea, da? Și este foarte important ca ei să înțeleagă asta, pentru că altfel nu vor ști care este limita și nu vor ști care sunt riscurile la care se supun, mai ales din punct de vedere al bolilor,
că aici e foarte mare problemă, și a sarcinilor nedorite. Nimeni nu-și dorește un copil cu o sarcină nedorită sau care a luat vreo boală din asta, mai ales una incurabilă. Deci treceți, vă rog frumos, peste toate tabuurile și toate mizeriile astea din societatea veche, da? Și comunicați cu copiii dumneavoastră, pentru că asta este singurul fel în care îi puteți cu adevărat proteja. Da? Există acest concept că eu nu vreau să vorbesc cu copilul meu, să nu-i spun ca să nu-l învăț prostii sau să nu îi dau idei. Credeți-mă că ideile sunt oricum acolo și de învățat o să înveți oricum, dar învață de unde nu trebuie. Mai bine îi explicați dumneavoastră cu blândețe și cu răbdare și cu prietenie toate lucrurile astea și să le învețe din perspectiva normală, și anume că doi oameni, dacă se iubesc, pot duce iubirea și la nivel fizic, da? Decât să înțeleagă niște prostii pe care le văd pe internet și să înțeleagă că ăla e normalul și după aia ei, când vor avea probabil cândva contacte sexuale, vor fi dezamăgiți, pentru că nu va fi ca în povestea ipotetică de pe filmele erotice. Da? Și atunci este oribil, da? Și pentru fetițe și pentru băieței, depinde ei după aia la ce se vor raporta. Trebuie să se raporteze la ceva frumos, curat, da? Ceva pur, ceva legat de iubire, și să nu asocieze partea de viață sexuală cu pornografia, cu lucrurile exagerate care vin din latura asta și așa mai departe. Este în regulă să exploreze, este în regulă să exploreze în siguranță, da? Adică fără, părerea mea, risc de boli. De exemplu, la adolescenți și la copii aflați în pubertate, credeți-mă, atunci când mergeam prin școli la clasa 5-a să le fac educație sexuală, primeam niște întrebări de stătea măța în coadă, da? Deci foarte mulți copii, foarte multe fetițe, mai ales în mediul rural, au viață sexuală până la prima menstruație, atenție! Da? Deci sunt foarte multe fetițe care pur și simplu nici măcar nu înțeleg noțiunile primare despre anatomia și fiziologia corpului omenesc. Nu se cunosc pe ele, nu știu ce e normal. Am primit niște întrebări absolut șocante de la copii care, părerea mea, că nu mai sunt copii. Da? Deci ele aveau așa un metru și un zâmbet, niște fetițe efectiv de clasa 4-5-a, care îmi puneau niște întrebări extrem de dure, așa să zic, despre partea de viață sexuală, și sincer nu cred că acei părinți ar fi fericiți să afle felul în care trăiesc copiilor. Da? Părerea mea că totul se reduce la educație și comunicarea cu copiii. Dacă sunt astea două criterii îndeplinite, copiii vor fi super relaxați și vor povesti și vor pune întrebări și vor, mai ales dacă au acceptul părinților. Da? Pentru că, ca să fim realiști, eu vă spun din perspectiva medicului ginecolog, majoritatea copiilor sau adolescenților își începe viața sexuală undeva între 12 și 15 ani, marea majoritate. Rar ajung fetele, mai ales, așa să depășească vârsta de 15 ani până la ultimul contact. Nu mai sunt generațiile din urmă, da? Deci în ziua de astăzi este o chestiune de mai mult de curiozitate și de libertinism, deci au o libertate și în gândire și fizică și de toate punctele de vedere, și mai ales pentru că sunt foarte mult influențați de ceea ce văd pe platformele de social media și la un click distanță și așa mai departe, da? Ce se întâmplă dacă copilul dumneavoastră a împlinit deja vârsta de 15-16 ani și nu are încă semne de pubertate? Ăsta este un semn foarte suspect și tot timpul trebuie să aveți în vedere că lucrurile astea trebuie urmărite. Dacă observați că copilașul respectiv poate a crescut puțin în înălțime, dar nu conform vârstei lui, dar conform a celorlalți colegi din clasă, sau nu are deja dezvoltate deloc caracterele sexuale secundare, despre cum vă spuneam, da? Apariția pilozității, la băieței, de exemplu, părul facial și vocea schimbată și toate astea lipsesc, da? Și nu au absolut niciun fel de semn care începe pubertatea și au ajuns deja pe la 14 ani, să zicem 15 ani, este suspect, da? Și atunci vă recomand să vă duceți la un medic, la fetițe, la ginecolog și la endocrinolog, da? Și la băieței trebuie mers și la endocrine și, na, sunt mai multe detalii acolo, dar în principiu la fetițe neapărat trebuie mers, pentru că există și situații în care abia în pubertate se diagnostichează anumite sindrome genetice sau anumite malformații congenitale pe care fetița nu le știa, da? În episodul viitor vorbim despre prima menstruație și celălalt episod vom vorbi despre amenorea primară, și anume ce se întâmplă când nu vine prima menstruație deloc până pe la 15-16 ani, și vă invit să urmăriți și episodul viitor și celălalt, pentru că sunt foarte interesante. Alte modificări care țin de perioada pubertară sunt legate de aspectul tenului, da? O să vedem că toată lumea se gândește așa, adolescență sau copil în pubertate înseamnă o persoană cu foarte multe coșuri. Sunt într-adevăr persoane cu care fac foarte multe coșuri și sunt și persoane care traversează pubertatea fără modificările astea la nivel tegumentar. Depinde cât de gras este tenul, da? Că totul se reduce practic la cantitatea de sebum pe care o produce deodată pielea, da? Și atunci și părul se îngrașă mai repede și fața este tot timpul lucioasă, așa, grăsos, tendința de a se înfunda porii de la piele
cu aceste depozite grăsoase și vor forma coșuri sau chiar variante destul de urâte de stafilococii din astea extinse care lasă chiar reziuni sau răni, cicatrici vechi pe piele. Este bine să nu lăsați copiii, că ei imediat capătă foarte multe, nu știu, suferințe din astea de ordine interior atunci când au anomalii legate de aspectul lor sau dacă se compară pe ei cu alții și li se pare că sunt în afara normalului. De acolo apar foarte multe probleme și pe termen lung, da? De încrederea în ei înșiși, da, de confidence, chestia asta e super importantă. Deci, dacă copilul vedeți că este nemulțumit sau este îngrijorat, acordați-i timp și interes și mergeți cu el la un medic. Puteți merge și la dermatolog, bineînțeles, dacă dermatologul respectiv să pună diagnosticul, să vadă dacă e chestiune strict specific hormonală pubertății sau poate este ceva mai mult. Atenție foarte mult la alimentație, că aici vreau să insist foarte mult legat de faptul că exact fetițele care nu mănâncă potrivit ajung să aibă pubertate foarte devreme. Această pubertate este influențată foarte mult și de nivelul de indice de masă corporală sau cât este de grăsuță sau slăbuță fetița respectivă. De exemplu, dacă fetița este puțin mai grăsunică sau are puțin un indice de masă corporală crescut sau chiar sunt fetițe obeze, da? Ține de pediatrie, dar este obezitate la copil. Există așa ceva? Copilașii care sunt mai durdulii, mai grăsuți decât normal, au pubertatea mai devreme și fetițele și băieței, da? Dar mai ales fetițele și aici este îngrijorător pentru că exact fetițele astea mai grăsuțe au și menstruații din astea de la 8-9 ani. Și atunci vă recomand să fiți foarte atente la alimentația pe care le oferiți copiilor. Mai ales fetițele sunt foarte mult influențate de consumul de, nu știu, carne de pui din asta obișnuită care se crește pe bază de hormoni sau tot felul de pești crescuți cu hormoni, păstrăvul ăsta de cultură sau somonul de cultură, produsele de post, pateu vegetal, produsele derivate de soia. Toate lucrurile astea cumva acționează ca și catalizator, da? Și cumva cresc mult mai tare viteza cu care încep aceste transformări să aibă loc. Sunt mai mulți factori care contează, nu numai alimentația, dar sunt foarte, foarte mulți factori, inclusiv cei legați de consumul de plastic sau, să zicem, dacă folosim plastice, capace de plastic și tot felul de ustensile de plastic în mediul nostru în care trăim de zi cu zi, există anumite tipuri de componente din anumite tipuri de plastice care pot influența și asta. Dar, sigur, discuția asta este foarte largă legată de factorii de mediu. Alimentația cred eu că este cea mai importantă, da? Nivelul de stres pe care îl are copilul respectiv și dacă mănâncă sau nu normal și dacă este într-o masă corporală normală sau nu. Da? Fetițele mai grăsunele au pubertate gen mai mult mai rapidă, fetițele foarte slabe, cu indice de masă corporală foarte mic, da? Ele au pubertatea mai târziu. Și există, o să vedeți, și niște modificări din chestia asta. Nu este bine să fie nici prea grăsuțe, nici prea slăbuțe. La fel, comportamentul alimentar, de exemplu, bulimia, da? Sau, eu știu, anorexia. Toate lucrurile astea, tulburările alimentare, iarăși, pot influența atât debutul pubertății, dar și pe termen lung fertilitatea, de exemplu, sau menstruațiile, dacă sunt regulate sau nu. Este bine ca copilașii noștri să se afle pe percentila normală de greutate și înălțime a vârstei lor, plus minus. Dacă sunt pe percentila 5 sau 95, adică mult peste limite, este bine să cereți acordul și sfatul unui medic cu ce anume puteți face ca să puteți îmbunătăți situația astfel încât copilașul să nu fie influențat. Da? Nu uitați că odată cu debutul pubertății apar toate modificările astea care uneori pot face rău copilașului. De exemplu, pubertatea precoce. Copilașii care intră la pubertate foarte devreme, 7-8-9 ani, da? Ei vor crește în înălțime o vreme, dar vor rămâne per total mai mici de statură decât în mod obișnuit. Da? Sau băieții care se apucă să facă sală în vârste foarte mici. Aici este iarăși o problemă. Copilașii acestea care fac acidoză, adică prin consumul ăsta de glucoză, atunci când merg la sală fac efort mult, da, și intră pe arderi foarte mari. Se modifică pH-ul corpului și acel pH poate influența creșterea, efectiv în înălțime, da? Și atunci băieții ăștia care trag de fiare și se duc la sală de mici, din pubertate, de până în 15-16 ani, ei vor avea la final, când își termină dezvoltarea, o înălțime mai mică decât standardul băieților de vârsta lui, da? Deci nu este normal ca un copilaș să meargă la sală. Deci lăsați lucrurile astea după ce se termină pubertatea. Băieții care vor să arate mai bine, să fie mai conturați, mai cu mușchi, mai nu știu ce, părerea mea să facă sală după 17-18 ani sau când și-a terminat creșterea, da? Abia după asta este în regulă. Fetițele, pe de cealaltă parte, ar fi bine să aibă un tonus foarte bun și să practice sporturi, poate nu neapărat de performanță, dar sporturi în general, să fie active, astfel încât metabolismul lor să fie favorabil și să aibă o reglare a mecanismului hormonal. Practic, prima menstruație apare în general când fetița face aproximativ 45 de kilograme sau, să spunem, ca și procent de grăsime din corp, cam când ajunge cam la 17-18% procent de grăsime din corp, atunci
debutează de obicei prima menstruație, da? Criteriile astea sunt orientative și mai există și variații, dar na, eu vă recomand să stați cu ochii pe copii, da? Vă îi urmăriți, vedeți dacă sunt în limite normale sau nu, dacă situația este echilibrată, cum duc ei aceste modificări. Repet, vorbiți cu ei, povestiți-le, explicați-le dinainte prin ce vor trece, ce se va întâmpla, ca să nu fie luați prin surprindere, să nu se simtă atipic, să nu devină, nu știu, inhibați, rușinoși sau să le scadă self-esteem-ul ăsta, da, stima de sine, așa, și ajutați-i să ia toată povestea asta cu pubertatea și transformarea din copil în adolescent ca fiind o poveste frumoasă și ca debutul unei, nu știu, a unei vieți de copil echilibrat psihoemoțional, da, și fizic, și o să vedeți că dacă există armonia asta între părinte și copil, da, și poate chiar și o părere de la medicul de familie sau de la un medic specialist, n-ar strica astfel încât lucrurile să-l facă pe copil să se simtă în siguranță, să accepte toate lucrurile care îi se întâmplă, să nu îi se pară în afara normalului, da? Să nu înceapă oarecare început de depresie pe treaba asta și să se încadreze bine în copiii de vârsta lor. Da? Cam atât despre pubertate. Este un subiect oricum foarte mare și dacă mai aveți întrebări sau chestiuni cu care v-ați confruntat, vă invit să-mi lăsați în comentarii mesajele dumneavoastră. Ați văzut că eu stau și răspund la fiecare în parte și îmi fac timp. Este important să facem awareness în populație. Vă invit, dacă vi s-a părut interesant acest episod și credeți că transmite mai departe informații bune pentru părinți și viitori adolescenți, vă invit să-l împărtășiți și cu alte persoane, să-i dați share dacă vă place și, bineînțeles, nu uitați să dați like, subscribe, să intrați și pe celelalte platforme. Vă invit pe Facebook, Instagram, TikTok și pe ioniwellness.ro și ne vedem data viitoare cu discuția despre prima menstruație.